și apoi el fuge iute. Trebuia ca eu să fiu mereu cu minte, pentru ca moșul să nu mă uite. Dar într-o zi în Praga a apărut un tinerel, plin de mister, în ureche cu cercel. Am aflat de atunci că toată lumea m-a mințit. Moș Crăciun era un tânăr reușit, era haios, avea ochii albaștri, părul lui blânduț era așa drăguț. A fost ajuns doar o simplă privire. Ceva ca în povești. Moșule,